Potrivit noutăților legislative în domeniul ocupării forței de muncă privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu aplicare din data de 3 decembrie, prima de activare în valoare de 500 de lei neimpozabilă se acordă șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în situația în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și cu prima de instalare. Potrivit informațiilor furnizate de Gheorghe Ștef, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, prima de încadrare se acordă lunar pentru o perioadă de un an șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează potrivit legii cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliu sau reședința. Quantumul primei se calculează la 0,5 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei per zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de instalare se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă potrivit legii cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 de km față de localitatea în care și-au domiciliu sau reședința și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă în quantum diferențiat, astfel 12.500 de lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă potrivit legii într-o altă localitate și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința. 15.500 de lei pentru persoanele prevăzute la litera A care schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul legii privind codul civil republicată cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere. În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 de lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în quantum de 3.500 de lei. În situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale locuință de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în quantum diferențiat, astfel 3.500 de lei pentru situațiile prevăzute la punctele de mai sus, 6.500 de lei prevăzute la punctele de mai sus. Prima de instalare stabilită în quantumurile prevăzute la punctele A, B și C se acordă în două tranșe, o tranșă egală cu 50% din quantumul stabilit la data instalării și o tranșă egală cu 50% din quantumul stabilit după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Prima de instalare stabilită în quantumul prevăzut la punctul de mai sus se acordă într-o singură tranșă la data instalării. Prima de încadrare și prima de instalare prevăzute la articolul 74 și 75, denumite prime de mobilitate, nu se cumulează. Primele de mobilitate prevăzute la articolele de mai sus se acordă persoanelor care au domiciliul sau reședința, ori stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate, care se aprobă și se actualizează prin hotărârea Guvernului la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și spațiul economic european pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, în quantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.